Sănătate și bine ai revenit printre martorii lui Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Blockchain-ul Binance a fost oprit în urma unor informații despre un hack major. Dacă El Salvador reușește, vor urma multe țări, spune președintele Salvadorului în discuțiile sale despre Bitcoin. Gigantul comerțului electronic de lux, Farfetch, acceptă acum Bitcoin ca plată în 37 de țări. Swift va fi supus unui upgrade masiv. Polygon este acum partener cu ONG-ul OCIF pentru inițiative de conservare a oceanelor. Acum o știre importantă, un parteneriat pentru operarea infrastructurii naționale blockchain din Malaezia a semnat un contract, iar tehnologia blockchain va fi folosită în toate nivelurile guvernamentale și sectoare comerciale. Aici e vorba de blockchain-ul ZX cu moneda ZX. Coinbase se alătură fundației Ethereum pentru a îmbunătăți viteza și costul tranzacțiilor. Cardano oferă acum un nou tip de împrumut ce deja este activ pe testnet. Legislatorii europeni îndeamnă la impozitarea criptomonedelor și la utilizarea blockchain-ului pentru a lupta împotriva evaziunii. Celsius dezvăluie numele, istoricul tranzacțiilor a mii de clienți în dosarul instanței publice. Acum orice portofel care s-a atins de Celsius este expus și legal la un ID. Cam atâtea în ediția de azi, toate sursele le găsești în video de pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.